Mai puține calcule, mai mult George, mai multă refinanțare 100% online, cu zero comisioane și super dobândă. 100% online, 100% inteligent. Cu George, primul banking inteligent. Inovație BCR. Uneori, pur și simplu vrei mai mult. Săptămâna cantității XXL la Lidl îți aduce hârtie igienică 3 straturi la doar 11,99 lei, unt de masă 2 ori 200 grame la doar 8,99 lei și bere blondă 8 ori 500 ml la doar 19,25 lei. Lidl. Meriți să fii surprins. Dimineața lasă totul deoparte și ia micul dejun în tihnă, cu telemeaua napolact cu gust domol, făcută cu lapte din inima Ardealului. Acum ai porția ideală pentru o masă. Napolact, așa cum se cuvine. O să călătorim iar printre stele, dar până atunci, pentru că ne plac stelele, le-am strâns în Kaufland Card. Pune în coșul tău un produs fresh, strânge 5 stele în Kaufland Card digital, dacă ai doar fizic, fă-l digital și poți câștiga un voucher de 250 de lei. Sunt premii totale în valoare de 2 milioane de lei. Kaufland Card, lucrurile bune vin ușor. Uneori simțim că nu avem puterea să schimbăm lucrurile care ne copleșesc, dar ne găsim mereu puterea în gustul de acasă, care ne adună împreună, zi după zi, farfurie după farfurie. Delicat, puterea gustului de acasă. Genius Days revine cu reduceri exclusive. Între 18 și 21 mai am pregătit oferte de sărbătoare, una mai atractivă decât alta. Ia-ți Genius și pregătește-te de reducerile speciale pentru membrii. Genius Days te așteaptă cu 4 zile magice între 18 și 21 mai. Prin programul Rabla ai acum mai multe posibilități. Noul Tiguan e-Hybrid, la un preț recomandat de 29.880 euro TVA inclus. Volkswagen. De 30 de ani suntem ghidați de o singură pasiune: să ducem poveștile mai departe. Poate că vremurile s-au schimbat, dar nu și încrederea noastră în visurile românilor. De 30 de ani, Asirom duce mai departe poveștile de succes ale fiecărei generații. Husqvarna îți oferă mașini inteligente de tuns iarbă pentru peluze complexe de orice dimensiune. Trăiește fiecare zi la un alt nivel cu Husqvarna Automower. Găsește modelul potrivit pe husqvarna.ro. Îmi doresc o culoare și o formă deosebite. Și ce te faci dacă vremea e deosebită? Pui pe casă o țiglă deosebită. WeatherBest oferă siguranță în orice condiții. Calitate, siguranță, rezistență și culori. WeatherBest pe fiecare casă. Bă, finul, în prima zi după ce te-ai însurat, te duci și ții frumos niște bere rece ca gheață. Da. După care te duci o tărâ la nevastă-ta și zici așa: auzi, uite, eu în casa asta am 3 reguli, da? Când plec de acasă, nu mă întrebi unde mă duc, cu cine mă duc și când mă întorc. Dar bere pentru ce trebuie, nașule? Ca să spui pe vânătăi. Noul Skol. Răcorește bărbatul. Încearcă-l și tu. Fiecare copil contează. În România, un copil mai mic de un an moare la fiecare 7 ore. La început nu am crezut că o să-l iau în brațe, deoarece era foarte grav și nu mi-a dat nicio speranță medicii. Am foarte multe probleme de la respirație, inimă, a trebuit să stai la incubator 21 de zile, intubat. Dar s-a terminat cu bine datorită medicilor și aparaturii speciale, care a contribuit foarte mult, că altfel nu aveam nicio șansă. În fiecare an pierdem aproximativ 1200 de copii sub un an. O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mamă și copii și dotarea unităților medicale cu echipamente performante.
importante. Aparatele medicale, incubatoarele, ventilatoarele, monitoarele sunt vitale. Incubatorul asigură temperatura necesară dezvoltării copilului. Fără el nu se poate vorbi despre supraviețuire. Incubatorul este un miracol al medicinei. E prima dată când îl țin, de când am născut-o. Salvați Copiii România a dotat cu aparatură medicală de specialitate peste 100 de unități medicale. 20 de maternități și secții de pediatrie așteaptă sprijinul nostru și în anul 2021. Ajută-ne să le fim alături! Redirecționează 3,5% din impozitul tău pe venit pentru dotarea secțiilor de neonatologie și pediatrie prin organizația Salvați Copiii până la 25 mai 2021. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel. Ediție specială, așa cum v-am obișnuit în fiecare duminică, 3 ore până la miezul nopții. N-o să regretați dacă o să rămâneți alături de noi, pentru că în această seară continuăm seria dezvăluirilor, așa cum v-am obișnuit. Cu cât mai multe mărturii avem, cu atât vom vedea adevărul în întregul lui. Probabil că nu în totalitate. V-am spus de mai multe ori, sunt telespectatori care încă mă ceartă pentru că invită anumite persoane în funcție de simpatiile și antipatiile lor. Îi înțeleg. Mulți dintre ei probabil că au dreptate. Dar dacă nu invităm să spună și dacă nu avem toate aceste puncte de vedere, nu vom reuși niciodată să aflăm adevărul complet. Sigur, nu toți spun adevărul sau nu spun decât adevărul lor sau nu spun decât o parte din adevăr. Dar numai dumneavoastră puteți să trageți concluziile finale. Cu cât veți avea mai multe mărturii, cu atât și imaginea va fi mai corectă despre ce s-a întâmplat. În această seară avem continuarea unui interviu pe care l-am înregistrat înainte de Sfintele Sărbători. Ați văzut o bucată din el imediat ce ne-am întors din vacanță, doar 10 minute. Interviul are 2 ore. Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne, fost șef al Tribunalului Militar înainte de 1989, cel care l-a judecat pe Nicu Ceaușescu, cel care apoi a devenit parlamentar și a fost în prima comisie de control a SRI. Ce are de spus Doru Viorel Ursu? O să aflați în această seară lucruri absolut senzaționale, care completează și confirmă multe din lucrurile care s-au spus aici, în platou la Culisele Statului Paralel. Suntem în pregătire și cu alte emisiuni de senzație duminică seara. Avem în pregătire și alte interviuri. O să vedeți ce surprize vă pregătim. În această seară, alături de mine, invitatul nostru permanent, domnul Dorin Iacob. Bună seara, domnule. Bună seara. O nouă emisiune, noi dezvăluiri. Ce așteptări aveți? Nu foarte mari de la mine, pentru că am trăit acele vremuri. Am fost pe acolo pe undeva. Și sper să pot să fac un exercițiu de sinceritate chiar cu mine însumi pentru a rememora momentele, căutările. Doru Viorel Ursu a venit într-un moment extrem de important la Ministerul de Interne, la prima mineriadă, atunci când generalul Chițac a fost destituit de către pentru Petre Roman. Pentru mine, domnul Doru Viorel Ursu a fost și, din păcate pentru cei 30 de ani de democrație, și a rămas cel mai bine conturat și bine intenționat ministru de interne pe care l-a avut România. Asta e partea... Am descoperit când am pregătit interviu, deși ne cunoșteam de când eram tânăr jurnalist, o să vedeți că și spune domnul Doru Viorel Ursu acest lucru, am descoperit că a fost... șef de promoție, a terminat cu nota 10, da, a fost procuror, a lucrat cu... un om extrem de bine pregătit și o să vedeți că și afirmațiile sale, da. Și spune, eu nu lucrez decât cu probe. A lucrat cu polițiști, cu milițienii, polițiștii înainte de 89 de la cercetare penală, care erau o elită a dreptului și ei. Domnul Doru Viorel Ursu a venit cu o foarte bună cunoaștere a sistemului de drept, chiar dacă sistemul de drept a trăit și epoca comunistă. Și și-a dorit să educe pe cei din sistemul Ministerului de Interne, pentru că domnia s-a înființat cele două academii de poliție. Vă spun de la început ceva. Domnul Doru Viorel Ursu s-a remarcat pentru cunoscătorii dreptului, pentru respectul față de lege în România, de fapt în procesul lui Nicu Ceaușescu. După aceea, când a venit ministrul de interne, a fost
deja un om care, în care lumea avea încredere pentru că a dovedit echilibru și cunoaștere. O să vedeți că povestește și cum a ajuns ministru de interne și povestește niște momente extrem de importante. Merg la al doilea invitat al nostru în această seară, Andrei Bădin, Flux 24. Bună seara, Andrei! Bună seara! În interviu povestește domnul Doru Viorelsu acel moment pe care noi l-am dezbătut despre venirea regelui fraudulos, așa cum chiar domnia sa spune. Ți-aduce aminte atunci când am dezbătut împreună cu Petre Roman acest subiect? N-a dorit să intervină pe telefon, ne-a promis că o să ne povestească. Ei, ne-a povestit ce s-a întâmplat atunci. Mă rog, a povestit, dar faptele rămân. Iar, din păcate, acel eveniment pentru domnia sa sună ca dracu, vorba domnului Petre Roman și astăzi. Da, asta este o altă față a realității. Fiindcă explicațiile le știu, mă rog, bănuiesc că le va continua în această seară, a intrat cu un pașaport diplomatic danez. Eu nu știu cum a intrat fraudulos, de vreme ce i s-a pus ștampila și a fost oprit. Hai să vedem ce a spus, că și eu i-am pus întrebările, îți dai seama, pentru că știam aceste lucruri. Mai mult de atât, am să spun și telespectatorilor și dumneavoastră, faptul că duminica viitoare, așa cum fostul șef SIE, generalul Ioan Talpeș, a venit la o discuție față în față, duminica următoare, când vom difuza ultima parte a interviului, Doru Viorelsu va fi aici în platou cu noi și va răspunde întrebărilor voastre în direct. M-ar interesa mai curând resortul, fiindcă bănuiesc resortul acelui eveniment de pe șoseaua București-Pitești, de fapt, care era, ce era în capul lor, în capul lor era... Spune ceva, spune în interviu despre asta. Nu, era în capul lor, este că vine regele și ia puterea. Hai să nu spunem tot, lasă să vedem interviul și avem timp să discutăm după aceea. Nu în ultimul rând, alături de noi, Dan Ionescu, colegul nostru. Bună seara, Dan, jurnalist de investigații. Da, pot să spun și unde? Poți să spui și unde? Da, la sursazilei.net, care este o site al grupului Realitate. Și tu ai foarte multe dezvăluiri din zona Ministerului de Interne și pregătești... Așa se zvonește, da. Da, și pregătești niște lucruri senzaționale. Ai să vezi că în această seară Doru Viorelsu povestește foarte multe lucruri și despre structurile de securitate, despre serviciul de informații, și despre cum au încercat cei de la SRI să infiltreze Ministerul de Interne. Păi și nu l-au infiltrat, l-au infiltrat de mult. Poate după plecarea domniei sale, domnia sa spune că nu a acceptat acest lucru. Haideți să vedem prima parte a interviului și ne revedem după prima parte pentru dezbateri în platou alături de invitații mei. Domnule Doru Viorelsu, bine ați venit în culisele statului paralel. Foarte interesantă propunerea noastră. Niciodată n-am acceptat și n-am crezut în existența unui astfel de stat. Dar ne putem... Deci... Nu există un stat. Nu poate să existe decât un stat. Asta era prima întrebare, pentru că toate interviurile pe care le fac la această emisiune, cu asta încep. A existat? Există acest stat paralel? Nu a existat, nu există. Și nici nu va exista vreodată un stat paralel. Nu pot să existe două state, după cum nu încap două săbii în aceeași teacă. Există însă mizerabili, trădători, există cei care se înciorchinează, să spunem, care colmatează, care căpușează statul. Ăștia sunt în general nemernicii pe care fie clasa politică, fie cei interesați să domine o țară, în general elemente alogene, doresc să lase impresia și impotența proprie. Când nu ești în stare să aduci țării, știți, spunea Kennedy, parcă... Vă referiți la impotența statului? Nu, impotența celor care pot să producă ceva pentru un stat. Și aminteam cum Kennedy spunea, până să te întreb tu ce-ți dă statul, spune ce i-ai dat-o acelui stat. Un om trebuie judecat prin ceea ce face, prin ceea ce produce. Dar ce a permis dezvoltarea acestor mizerabili, cum îi numiți dumneavoastră, cu un termen extrem de elegant, cu un termen extrem de elegant. Nu cumva slăbiciunea statului? Ajungem la această disoluție de autoritate provocată însă de aceeași de aceleași figuri sinistre. Mai e nevoie să explicăm că în acest stat, după 30 de ani sau mai puțin, a ajuns Viorica Dăncilă prim-ministru
trebuie să explic eu de ce statul ăsta este slab. Dar până la Viorica Dăncilă, domnule, Viorica Dăncilă, am avut miniștri la cultură. 30 de ani. Am avut. Îi luăm că ajungem până la primii. Dar noi am avut miniștri de cultură și sănătate care au spus că Romulus și Remus, baza latinității, au fost crescuți într-un cuib de vulpe. Un alt ministru, știu, educație, cultură, la ce mai fi fost el, se certa cu elevii, mult mai deștepți ca el, pentru că el nu știa câte stele sunt pe steagul Uniunii Europene. Și atunci, ce pot eu să spun, cum a fost posibil, e că am mers din rău în mai rău. Domnule Dorovierul, ați fost printre primii membri ai Parlamentului din Comisia de Control a SRI. Asta este... Care a fost rolul serviciilor secrete la această evoluție? Da, să-l menajeze pe domnul Măgureanu. Eu eram, n-aveam un rol decât de simplu membru. Dizoluția statului despre care vorbiți se datorează și serviciilor secrete? Îl țin minte pe Vasile... Se datorează sau e din cauza? Că e o nuanță foarte importantă. Da, îl țin minte pe Vasile Văcaru, Dumnezeu să-l ierte, președintele acestei comisii, care nu știa cum să facă să nu-l supere pe domnul Măgureanu. Eu îmi permiteam să-l supăr, că fusese ministru de interne în perioada în care era chiar mai puternic ca domnul Măgureanu, fiindcă eu aveam informațiile până la ultimul nivel al organizării de stat. Deci servicii secrete. Doamnă, până în ziua de astăzi noi n-am reușit, vă propun, dar nu cred că veți reuși și dumneavoastră, să discutăm despre noțiunea de securitate. Pentru că englezii, când s-a dat Secret Service Act, au spus, dom'le, dacă e secret, de ce trebuie să știm noi legea? Da? Dacă s-ar fi lămurit noțiunea de securitate, și ajungem la disoluția autorității, ar fi trebuit să înțeleagă acest popor că are nevoie de anticorpi, cum e în ziua de azi cu COVID. Un stat trebuie să-și apere interesele în principal, cum spun englezii. Pe mine mă interesează siguranța Angliei și bunăstarea populației sau cetățenilor britanici. Deci un serviciu secret care nu e același lucru cu poliția sau miliția politică. Numai că am escamotat ideea ca să distrugem exact acești anticorpi. De asta am opus Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, pentru ca Ministerul Apărării Naționale, cel ținut între patru ziduri de cazarmă, odată mințit cu ideea de democrație și că ar fi autorii revoluției, când de fapt ei au tras. Dar câți ani a trebuit... Deci e o certitudine. Păi câți ani a trebuit să se descopere că armata a tras? Eu când m-au trimis să-l jude pe Nicu Ceaușescu, prima mea uimire a fost când am văzut că toate gloanțele vin dinspre școala de ofițeri Meane înspre clădirea Ministerului de Interne. Dar revin și încerc să fiu cât mai succint. Se numesc servicii de intelligence, pentru că acolo națiunea își adună elementele cele mai inteligente. Teoretic. Nu. Atâta practic s-a eu, întâmplat asta în România? Doamnă, eu am înființat Academia de Poliție pe care vor să o distrugă. Și jandarmeria. Tot dumneavoastră are alt, da, reți. Dar aia e altceva. Acolo era nevoie de factorul de autoritate. Gândiți-vă să nu avem jandarmerie în ziua de azi. Da, mă rog. Aia a fost, a trecut, mi-am iubit trupele, le-am condus, am stat între incendiare. Nu asta e chestiunea. Eu vorbesc de formarea celor mai capabile elemente ale unei națiuni în a-i apăra interesele prin informații de afară. Dom'le, personalitatea cea mai puternică pe care am întâlnit-o în viață a fost Mihail Caraman.
Nu, e un fost... Primul șef al SIE după 1989. După 1989, primul șef al SIE... Un personaj șeful controversat. Pe asta prea puțin îmi pasă că găsești un rogojan sau mai știu eu ce, care n-a făcut nimic în viață. Decorat de KGB înainte de 1989. Nu e adevărat. Nu așa, dar așa s-a răspândit. N-a fost decorat de KGB? Nu a fost. KGB-ul nu poate decora. Putea să decoreze Uniunea Republicilor Sovietice Socialistă. Cum mai târziu decorau Statele Unite pe un alt șef de serviciu secret, pe domnul Coblea. Da, pe trădătorul care se numește, vă referiți la? Domnul Coldea. A, lăsați-mă, pe că se compară Coldea cu Carama. Eu credeam că vorbiți de la trădătorul din 80 și cât, 7 sau cât, acel om care a trădat România, a trădat, au murit oameni din cauza lui... Vorbiți la, de Pacepa? De Pacepa. Păi ce ăla n-a fost decorat și ăsta că... Stați să fim clari. Haideți să le luăm pe rând. Ce vrea să-și rupe buletinul? Da, haideți. Ce... Era român domnul Caraman. De trei român, e un fond trablelotan. A făcut să tremure NATO. Asta nu-i se poate. Asta nu înseamnă că era agent al Uniunii Sovietice. Eu îl cunosc. E personalitatea care m-a marcat. Dom'le, a făcut terci la ei acasă. De ce? Ce vrei să facă? Dacă el era român în serviciul României, care România era într-un întreg context al tratatului de la Varșovia. Ce să facă? Dacă îi trădea, pe ăștia îl împușcau. Să vândă americanilor și... englezilor și francezilor datele secrete. Asta a făcut-o domnul Năsui. Asta a făcut-o domnul Năsui când ajungem a plecat și la cu astea. Și dar haideți să le luăm pe rând, pentru că ați început înainte de 1989, ați povestit, am văzut mai multe declarații ale noastră, vorbiți tot mai apăsat despre o revizuire a procesului familiei Ceaușescu. Dar nu vorbesc eu, asta este... o obligație morală. De ce, domnule Doroviol? Și știți de ce vă întreb? Păi da. Pentru că noi aici, la culisele statului Parel, am prezentat o serie de documente care au demonstrat că o parte din acuzațiile care le-au fost aduse atunci la proces, la așa zisul proces, nu se susțin. Dar asta eu o susțin de 20 ceva de ani. De când am ajuns ministrul de interne și am verificat. A fost condamnat și... cred că e cazul să știți, eu ar fi trebuit să-l judec. Logic. Eu eram președintele Tribunalului București, deci era pe raza mea și el n-avea un grad activ. Deci gradul meu de capitan ajungea. Dar din păcate, pentru mine nu, pentru Popa Gică, noi acolo pe 25 decembrie, când s-a cerut un judecător... N-ați știut pentru ce se cere. Ce să fac? Să-mi fac cruce, să mă jur... Pe bineînțeles că n-am știut, că ni s-a spus dacă nu vin până la ora 5 să părăsim clădirea. Să o abandonăm și să lăsăm numai soldații de la pază. De ce? Deci, păi ca să apere clădirea, că nu era să stăm noi cu pistoalele noastre carpați. Ni s-a spus că trebuie un judecător. De ce? Unde? Nu s-a știut. A plecat, Dumnezeu să-l ierte, că s-a sinucis de ziua mea de 1 martie. Și noi ne-am gândit să plece și generalul Nistor ca să fie completul legal pentru Tribunalul Teritorial care avea competență pe întregul teritoriu național. Pentru că neștiindu-se unde se merge, am zis să fie apt să judece în orice colț de țară. Iar el, fiind cel mai mare în grad dintre noi, deci colonel, am bănuit cum eram infestați și manipulați că este vorba despre un securist, hai, cel mult un colonel, pe care îl poate judeca. Revenind la cazul Ceaușescu, a fost condamnat la moarte pentru 64.000 de morți, când până la plecarea lui au fost 100. Dom'le, nu sunt un pro-ceaușist. Dacă dumneavoastră judecați procesul, ați fi ajuns la aceeași sentință? Da. Nici n-ar fi frumos să spun că eu eram și făceam, nu. Cred că stilul de conducere, datorită educației primite în familie și facultate, ar fi fost altul. Eu n-aș fi putut să fiu
procurorul celui pe care îl judecă. Atunci de ce spuneți că e nevoie de o revizuire a procesului Ceaușeștilor? Păi pentru că a fost condamnat la moarte într-un proces manipulat și acuzat de manipulat 60... Manipulat de cine? De puterea care a s-a instalat. Adică cine? Ion Iliescu? Și... Dar în principiu, nu, acolo a fost un domn, Celu Voican Voiculescu, a fost un domn militaru, agent al cui știm. Deci veneau din afară ordine nu, către dinăuntru. Acești oameni? Executau ordine din afară? Vedeți, doamne, eu sunt de meserie jurist, am fost procuror, apoi judecător, eu discut pe bază de probe. Eu cred că cele mai semnificative probe sunt cele care rezultă de la Malta. Și anume, faptul că era vorba despre o reîmpărțire a zonelor de influență în care trupele sovietice încă în Germania trebuiau să aibă un culoar favorabil de retragere. România și Ion Iliescu erau sau constituiau un asemenea culoar de liniște în retragere. N-am să-l uit pe Ion Iliescu vorbind despre ursul sovietic, nu despre ursul Doru Viorel, ci despre ursul sovietic. Evident că i s-a încredințat Uniunii Sovietice problema gestionării României. Cine n-o i-a încredințat-o? Păi nu spui, vă spun cine. Păi, nu vă întreb pentru că eu am realizat un interviu cu fostul șef al CIA, Ioan Talpeș, care susține... Omul forte al guvernului Iliescu, după Vasile Ionel. Care susține faptul că rușii și americanii și-au împărțit sfera de influență. Păi asta v-am spus. Și că rușii au primit România, dar în înțelegere cu americanii. Categoric, da, și asta vă și spusesem. Pe 20 decembrie, în seziune a... Dar interesant că domnul Talpeș spune asta, că dânsul părea a fi de altă misiune. Dar-i treaba dânsului. Gorbaciov, nu trebuie să ne spună domnul Talpeș. Gorbaciov, în seziunea, sau în ședința seziunea Sovietului Suprem, spune în următoarele 24 de ore. Citatul este exact. Că de asta am scris poker cu măști. Că România s-a jucat la poker. Iar de măștile sunt... Ați mai avut o carte cu un alt titlu interesant, Șahmat România. Aia a fost prima, pentru că în Șahmat la România... Cine a dat Șahmat la România? Păi matul s-a dat la rege. Cine era rege? Ceaușescu. Ajungem și la discuția despre rege. Repet că... Sunteți, într-adevăr, ziaristul acela tânăr pe care îl cunosc, de nu mă lăsați să răsuf. Vă rog. Gorbaciov spune, în 24 de ore, în România, vor avea loc evenimente, termenul exact, apelam aici, vor avea loc, ia uite, vor interveni schimbări radicale. Asta spune el cu 24. Știți ce a fost după pe 21, da? Păi de ce știau? Ei făcuseră. Erau parte din plan? Erau lideri de plan. Păi cine să fie? După Malta. După 2-3 decembrie. Bush, Gorbaciov. Ce spune domnul James Baker the Third? Al treilea. Domnul James Baker. Noi, americanii, suntem înclinați să dăm curs propunerii franceze, prietenii noștri de Gintelatii, ca în România să se intervină de trupele tratatului de la Varșovia pentru a sprijini pe opozanții lui Ceaușescu. Uitați, domnul James Baker al treilea. Vine însă... Care erau opozanții lui Ceaușescu în opinia lor? Scrisoarea celor șase, că noi n-am avut o opoziție. Așa și eu eram, doamne, și tatăl dumneavoastră. Toți eram opozanți că nu ne convenea. Da, de-aia... Cei recunoscuți, mă refer la cei recunoscuți de puterile mari. Nu prea. Deci au fost cei șase, scrisoarea celor. Sigur că exista în Franța Monica cu soțul ei. Mai exista acel domn pe care au vrut să-l omoare. Foarte firavă. La noi cine era? Doina Cornea, Dumnezeu să... Corneliu Coposu, care nu prea se... Dar Doina Cornea s-a știut. Era cel mai clar și cel mai curajos opozant al regimului. Foarte paride.
foarte palidă opoziție. Foarte, foarte palidă. E, și atunci, domnul James Baker spune că să intre trupele tratatului, gafă de proporții pe care Condoleezza Rice, acea mulatră sau frumușică, arăta bine, a ajuns șefa departamentului de stat și luându-l oarecum în derâdere pe seniorul James Baker, spune, la data respectivă este doar o interpretare greșită, o scoatere din context, pentru că în acel moment România era la periferia intereselor americane. Mai să fie. Și cum mă, după câțiva ani buni, România e atât de partener strategic? Am ajuns parteneri strategici cu cei care spuneau că eram la periferie. Cuvânt târziu. Cu cuvânt. Când a spus asta ea? Nu, nu, zic, târziu s-a întâmplat să ajungem parteneri strategici. Păi târziu că între timp s-au implementat grupurile necesare pentru... Cum au făcut rușii? Păi rușii n-au făcut sovromuri și nu au pus consilieri sovietici. Și noi avem parte de consilieri străini, NATO, foarte bine, să ne învețe. Eu n-aș fi acceptat la mine în minister. A, și colaborat. Eu am semnat primul tratat cu Franța. Avem un reprezentant la vârful NATO, da? Secretar general ajung, domnul Gioană. Doamnă, nu mă provocați. E, o să vedeți în partea a doua, în ora a doua, ce spune despre Mircea Gioană. Până atunci însă, o să luăm pauză de publicitate ca să ne rămână timp pentru dezbateri până la bucata următoare de interviu. Cum vi s-a părut până acum, Dane? Foarte interesant, dar el merge pe linia domnului general Talpășina. Exact, confirmă foarte multe din lucrurile spuse la noi la culisele statului paralel. Luăm pauza de publicitate și ne întoarcem să vă ascult punctele de vedere. Iată un creator de energie cu mișcări electrizante. Altul face din pizza un spectacol chiar și înainte să intre în cuptor. Și iată-i pe cei care se bucură de confort rezolvat! Când știu că de centrală ne ocupăm noi, cât ai zice rezolvat. Creează cu Engie un nou început cu ofertele de gaze naturale, energie electrică și servicii tehnice. Contractează pe engie.ro. Oboseală? Externoare? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. În lunile mai și iunie, Magnevi Express cu magneziu și vitamina B6 costă doar 26 de lei și 90 de bani. Prinde ofertele lunii la Farmacia. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aceasta e noua Rama Classic cu gustul său grozav, făcută din ingrediente 100% naturale. Ea e Anca, care o folosește pentru tartinare și gătit. El e Alex, care nu crede că o grăsime tartinabilă naturală poate avea un gust la fel de bun ca untul. Iar acesta e micul secret al Ancăi. Îți place untul? Atunci merită să încerci noua Rama. Rama face orice mâncare mai gustoasă. Kärcher prezintă în premieră primul aparat de curățat cu presiune care oferă control din aplicație. Caută în magazine noile aparate de curățat cu presiune Kärcher Smart Control. Kärcher face diferența. La Profi ai reduceri pe bandă. Acum ai conservă patei integral Capricci și Delicii, porc, pui sau curcan, 115 grame, la 1,99 lei. La Altex, cumperi ce-ți dorești și dacă găsești în altă parte mai ieftin online sau în magazine, primești de două ori diferența la toate produsele. Ia-ți acum smartphone Xiaomi Mi 11 Lite cu cameră triplă de 64 megapixeli plus brățară Xiaomi Mi Band 6 la 1799,9 lei și trotinetă electrică Xiaomi Mi 1S cu sistem de frânare dublu plus borsetă la 1544,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Un hibrid dinamic, silențios, eficient, te poate duce mai departe. Simte bucuria fiecărui drum. Descoperă gama electrificată Honda. Gândaci? Încă îți mai dau bătăi de cap? Am o soluție. Sanoflor Plus.
Curăță, parfumează orice tip de pardoseli și are efect de îndepărtare a gândacilor. Așa rezolvi două probleme în același timp. Sanoflor Plus, soluția pentru casă curată fără gândaci. Avizat de Ministerul Sănătății. Sanoflor Plus, detergent lichid pentru pardoseli cu efect de îndepărtare a gândacilor. E vreo problemă? O rezolvă Sano. Noua Skoda Enyaq iV. Reîncarcă-ți viața cu primul SUV 100% electric Skoda, cu autonomie de până la 520 de kilometri. Acum la un preț special prin programul Remat. 28.320 de euro TVA inclus. Skoda. Simply clever. La Altex e simplu și rapid. Rezervă produsul dorit în magazin și noi ți-l livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Acum ai televizor smart NanoCell LG UHD 4K, diagonală 126 cm, la 2099,9 lei, televizor OLED Smart LG Ultra HD 4K, diagonală 164 cm, la 7999,90 lei. Altex. Livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Uneori simțim că nu avem puterea să schimbăm lucrurile care ne copleșesc, dar ne găsim mereu puterea în gustul de acasă, care ne adună împreună, zi după zi, farfurie după farfurie. Delicat. Puterea gustului de acasă. O-Start. Complex de calciu, magneziu, zinc, seleniu și vitamina D3. Acum cu cană bonus. O-Start Complex. Pentru zile cu energie. Avem gusturi diferite. Dar nu și la înghețată. Betty Blue are fructe de pădure din plin și o textură cremoasă căreia n-ai cum să-i reziști. E dragoste la prima gustare. Betty Blue, înghețată cu gust de cer senin. Acum într-un nou ambalaj. Alături de Krups, poți să te bazezi pe intuiție. Cu noul espresor automat Krups Intuition, prepararea cafelei este acum complet intuitivă. Alegerea ta la intensitatea dorită. Ghidul tău de realimentare cu boabe de cafea. Krups Intuition simplifică totul. Cafeaua perfectă pe care o adori. Ai încredere în intuiție. Krups Intuition. La Altex e simplu și rapid. Rezervă produsul dorit în magazin și noi ți-l livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Ia-ți smartphone Samsung Galaxy S21 5G cu rezoluție 8K la 3299,9 lei și primești un voucher de 300 de lei. În plus, ai pachet căști wireless Galaxy Buds Pro cu anulare zgomot și încărcător wireless la 799,99 lei. Altex. Livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Petru, Iulia și eu, Optic Grill de la Tefal. Părinții Iuliei sunt aici, iar pentru ei grătarul este treabă serioasă, dar și pentru mine. În funcție de grosime, calculez timpul pentru friptura perfectă, în sânge, mediu sau bine făcută. Tefal. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Da, ne-am reîntors în platou, domnul Iacob. Cum vi se pare prima parte din interviu? Mie nu mi se pare. Pe mine mă surprinde... Nu mă surprinde. De ce să mă surprindă? Este cel mai plin de conținut interviu despre acele momente și acei ani pe care l-am văzut vreodată. Probabil mai sunt interviu cu Doru Viorel Ursu altă dată în trecut. M-am reîncărcat în realitatea de atunci cu realitate, pentru că, repet, momentul în care Doru Viorel Ursu a venit în atenția opiniei publice, și anume era la Casa Sindicatelor din Sibiu, în procesul lui Nicu Ceaușescu, și un om care a dovedit atunci profesionalism, echilibru, și chiar un fel de speranță că noul stat român post-comunist își poate găsi echilibrele în ceea ce privește statul de drept. Asta a fost simbolul care l-a avut pentru mine și a rămas pentru mine de atunci până în prezent. Din poziția mea de tânăr ofițer l-am cunoscut și într-un fel am colaborat cu domnia sa. Mi-aduc aminte că
intuise și descoperise că poliția după 9 martie nu are 9 martie evenimentele de la nu era ministrul de interne atunci, dar 9 martie au dovedit că poliția nu are o capacitate de intervenție, au fost mineraiadele și l-a nominalizat pe un amic de-a lui, prieten de-a lui, amic de-a lui, Maiorul Lupu, să facă o brigadă specială de intervenție pentru evenimente de genul ăsta, mineriade și alte chestiuni. Brigadă care, din păcate, la o mineriadă de pe vremea ministrului țărănist... Dejeu? Nu Dejeu. A fost primului ministru mineriada de la Costești. Radu Vasile. Radu Vasile, acea mineriadă... cum să zic, i-a pus în dificultate pe cei din acea unitate specială constituită pe Olteniței. Dar astea sunt chestiuni, să spunem, punctuale de job ale ministrului de interne. Îmi pare mult mai plin de conținut și, dacă vreți, mai direcționat în ceea ce înseamnă acei ani decât interviul cu domnul Talpeș, puțin mai sofisticat și mai... cum să zic, care nu pune degetul pe rană, este din păcate unul din puținii profesioniști care au avut loc la masa politicii, pentru că a fost și este profesionist, și cred că interviul ăsta și personalitatea lui și acel moment ar fi depus pe masă ca să vedem ce fel de oameni ne trebuiesc în politică. Da, domnule Iacob, sunt două lucruri despre care vreau să vă întreb. Unu, povestește despre momentul când a devenit membru al Comisiei SRI și povestește că domnul Văcaru, Dumnezeu să-l Vasile odihnească, Văcarul, da, nu vrea să-l deranjeze pe domnul Măgureanu. Acum, da, acum ca să fim corecți, nu cam știu, niciun dacă... șef de comisie SRI n-a vrut să deranjeze șeful de la SRI. Haideți să vă spun ceva. Am remarcat asta și nu știam dacă în interviu mai departe mai este vorba despre acest subiect și acel moment. Ce mi-amintesc eu? Din perspectiva mea de ofițer, aveam 30 de ani, plecat de la Ministerul de Interne și când mă uitam la domnul Viorel Ursu, îmi părea rău, la Serviciul Român de Informații, și când mă uitam la domnul profesor Măgureanu, îmi părea foarte bine, din perspectiva mea de tânăr ofițer. Deci am plecat din ofițer de poliție în ofițer de serie. Domnul profesor Măgureanu, în amintirea mea și în percepția mea de atunci, pe care mi-o păstrez și acum, a avut o aplecare, era sociolog de profesie, a avut o plecare, o aplecare și un respect față de parlament și parlamentarism. Totodată fiind directorul Serviciului Român de Informații, descoperea în aceeași măsură că Serviciul Român de Informații sau ce... și domnul Doru Viorel Ursu atinge această sensibilitate a unui Serviciu Român de Informații și necesitatea unui Serviciu Român de Informații într-o societate mai ales democratică, pentru că în societățile totalitare Serviciul Român de Informații se confundă cu partidul care conduce. Și asta e o greșeală pe care au făcut-o și urmașii Serviciului Român de Informații până astăzi în statul nostru democratic, mai ales în zona Coldea Maior. Domnul profesor Măgureanu avea respect față de parlamentar, parlamentarism, democrație, atâta cât puteam să o pricepem noi atunci și să ne ducem spre ea, spre această democrație. Și încerca domnia sa, în opinia mea, bineînțeles, să satisfacă această conlucrare. Dar trebuie să ne dăm seama că sub bagheta domnului profesor Măgureanu, în realitate, se aflau mulți ofițeri de securitate cu cunoașterea lor despre oameni care deveniseră parlamentari, care serveau democrația. Acei ofițeri de securitate aveau cunoaștere despre biografia și anumiți oameni și era foarte delicat să găsești echilibru între lucrurile astea. Eu m-am uitat cu multă atenție la următorul lucru. Am privit cu foarte multă simpatie atunci
apariția partidelor așa zis istorice, liberal, țărăniști. Și în cotloanele alea, ca tânăr ofițer de la SRI, am dat peste oameni din securitate, care unii se bucurau că pot fi controlați acei liberali și țărăniști, că îi aveau la mână, pentru că i-au supravegheat ani de zile și aveau chiar și elemente cu care să-i șantajeze. Și erau oameni care se speriau de faptul că au apărut liberalii și țărăniștii și erau la fel de, cum să spun eu, implicați în această sperietură, să-i contracareze. Ori profesorul Măgureanu trebuia să găsească echilibru ca să-i dea o șansă democrației să meargă mai departe. Aduceți aminte de cazul Bucur? Mi-aduc aminte de cazul Bucur, bineînțeles. Ce a făcut domnul Măgureanu în cazul domnului Bucur, care a devoalat faptul că îi se cerea să urmărească oameni din opoziție, păi de la aceste parte istorice despre care vorbiți dumneavoastră. Și, nu știu ce a făcut și ce nu a făcut domnul profesor Măgureanu personal în cazul ofițerului Bucur, în general... Era totuși Serviciului Român de Informații executat. Că e Caraman sau e domnul Bucur păstrând proporțiile, defectarea dintr-un Serviciu Român de Informații e o chestie destul de delicată. Caraman sau Pacepa? Pacepa, pardon. Că e Pacepa, că e Bucur și pun, mă rog, egal undeva din punct de vedere al defectării față de un serviciu din care faci parte... E o chestie, în general, delicată. Omul sigur acela că democrația... viața, știți că am discutat despre asta. Da, așa este. Dar nu cred că putem judeca așa cu toată măsura acel moment, doar din perspectiva capitanului Bucur, pe care l-am cunoscut personal, cu care am comunicat personal și cu care vă informez că personal, după ce domnul profesor Măgureanu, numai director al Serviciului Român de Informații, s-au văzut și au discutat. Deci această, și asta știu 100%, dar știți, noi putem să privim înapoi cu mânie sau fără mânie, să-i judecăm pe oamenii și pe actorii care au fost implicați în viața publică atunci. Dar eu pun o egalitate, profesorul Măgureanu sau Doru Viorel Ursu sunt niște oameni care au sfințit locul pentru acele momente controversate și grele, foarte grele, în care România... era de fapt a nimănui în raport cu ce își dorea. Pentru că România își dorea democrație și Occident și era a nimănui pentru că Occidentul încă nu lua România în brațe. Nu ne dorea. Asta este poate sensul la ce a spus domnul Ionescu, colegul nostru, că urmărește linia lui Pacepa. La el vreau să și merg, la urmea a lui Talpeș, a zis. Talpeș se referea. Adică îl consideră pe Pacepa trădător, îl consideră pe Caraman erou și cam în asta stă. Dar linia aia era într-un context. Mai mult de atâta, Doru Viorel Ursu confirmă faptul că armata a tras. Confirmă armata a tras, că serviciile secrete controlează politicul. Mai mult de atâta, faptul că s-a încercat în încăierarea celor două ministere, Ministerul de Interne cu Ministerul Apărării Naționale. Păi, omul a trăit acele momente. Acum, încă o dată, vin și spun ce am spus și cu ocazia interviului acordat de domnul general Talpeș. Eu nu cred în toate aceste dezvăluiri, adică încă mai sunt vreo 19 ani în care ei ar trebui să, sau sunt obligați să păstreze secretul acelor momente. Dar e bine că spun niște lucruri, că ne confirmă nouă celor care ne-am ocupat de subiectele astea, ne confirmă niște bănuieli sau ce intuiam și... Mai departe, ce să spun? Eu l-am cunoscut și eu pe domnul Viorel Ursu, dar nu l-am cunoscut ca ministru, ci ca partener de, hai să zicem, afacerea lui Mitică Bucșaru, de la Valahorum, pe vremea când am făcut un ziar, să nu Expresul de Marți, când s-a închis Expresul, și am făcut un ziar Expresul de Marți și ei ne-au fost parteneri și ne-au și finanțat. Și l-am cunoscut și ca avocat. Aștept să văd ce mai spune. Cred că mult mai interesant ar fi dialogul cu domnul Viorel Ursu. Mult mai interesant. O să fie aici săptămâna viitoare. Andrei Bădin, ce zici? Spune, vorbește despre o revizuire a procesului Ceaușeșilor, deși atunci când l-am întrebat dacă ar fi ajuns la altă sentință, a zis că nu, ar fi dat aceeași sentință. Da, bine, revizuirea procesului, bine, pornind de la ideea că procesul a fost o mascaradă. Dar o revizuire astăzi
nu-i văd sensul... De la certitudinea că a fost o mască. Da, dar o revizuire astăzi nu-i Te surprinde când faci afirmația că au venit ordine din afară pentru această condamnare? Mai trebuie să vină și cu niște precizări. Nu, e foarte interesant, că nu spune că au venit ordine din afară. Spune că oameni aflați sub influența unor interese de la afară au dat aceste ordine. Deci inspirația aparține, dacă vreți, până la urma urmei, tot românilor. Nu spune domnul Viorel Ursu asta, eu am fost foarte atent. Bine, la momentul acela, decembrie 89, să ne reamintim, da, că un complet de judecată ar fi dat achitare sau, mă rog, suspendare, cred că toată țara ar fi luat foc. Exact. Deci, asta a fost momentul. Asta și onestitatea. Da, dar eu am sesizat din interviul domnului Ursu, cel puțin în această primă parte, este că în continuare ei își plătesc poliție între ei. Domnul, ca să explicăm un pic, grupara Roman, grupara Caraman, de fapt. Așa, în continuare plătește poliție lui Măgureanu, lui Talpeș. Mă rog, ei ia niște idei, dar îi trage așa câteva, chiar îl pune jos, spune, domnule, e neimportant. Așa, mă rog, vorbește indirect de războiul interne SRI, SRI-SIE, armată interne, și mai sunt niște amănunte. Că ai vorbit de procesul soților Ceaușescu și am mintit la un moment dat de sinuciderea lui Gică Popa. Da, vreau să te întreb. Domnul Ursu, ar fi foarte interesant, cel puțin pentru mine, să se oprească un pic și să ne dea niște detalii, dacă știe și bănuiesc că știe, despre acele morți dubioase, le spun eu, din prima parte a lui 1990. Despre Gică Popa, despre cum l-au internat la nebun și vreau să-l scoată nebun și așa mai departe, fiindcă asta e, de fapt, povestea. Despre, apropo de Caraman, despre moartea ciudată a generalului Doicaru la o partidă de vânătoare unde a fost împușcat cu gloanțe, nu cu alice, cum e la vânătoare. De exemplu, de ce familia Doicaru niciodată n-a avut voie să-i vadă cadavru. Domnul Doicaru pregătea atunci, l-am întrebat pe Gelu Voican când a intrat în direct, pregătea serviciul secret al 21 sfert să-l facă. Și după aceea a fost scos din joc. L-am întrebat și pe Petre Roman. Caraman nu-l vrea pe Doicaru. Războaiele dintre ei. După aceea am aflat de la domnul Ursu că un decorat de KGB e un erou. Și un decorat de CIA e un trădător. Te referi la Caraman și la Pacepa. Caraman și la Pacepa, așa. Deci, două cazuri în care dânsul vede un erou decorat de KGB și un trădător decorat de CIA. Bine, nota bine, Pacepa n-a fost niciodată decorat de CIA. În schimb, Caraman a fost decorat de KGB. Și poate odată o să... Spune domnia sa că nu putea să fie decorat de KGB, ci de Uniunea Sovietică. De Uniunea Sovietică. Și KGB-ul era Uniunea Sovietică și Uniunea Sovietică era KGB-ul. Deci să nu ne pierdem în detalii din astea. Dar poate odată cazul ăsta Caraman îl vom discuta mai atent. Fiindcă, fără îndoială, domnul Caraman trăiește și astăzi, a fost un spion de... Da, e internațional. Așa cum a fost și domnul Pacepa, de altfel. Dar trebuie să vedem și contextul acelor acte de eroism, fiindcă bănuiala mea, da, o dezbatere ar fi interesantă, este că francezii au alimentat gruparea Caraman, fiindcă vreau să le plătească poliția americanilor și NATO. Că de altfel și pe momentul... Că a fost ajutat, spui tu. Acum... Da. Mă rog, dar amândoi în felul lor, și Caraman și Pacepa și alții din serviciile secrete, dacă lăsăm deoparte chestiunea ideologică, în felul lor au fost niște personaje. Pacepa a reușit să fure secretele tehnologice din Occident, să facă Ceaușescu tot felul de combinate. Hai să dezorim telespectatorilor, da, că noi doi pregătim o ediție peste două săptămâni cu niște dezvăluiri senzaționale despre Pacepa. Tu ai niște mail-uri pe care nu le-ai făcut publice niciodată. Mă rog, am povestit de unele dintre ele, în special mai de mult de atât, ultimii ani de viață. Putem să spunem public că fostul șef SIE, Cătălin Harnage, a acceptat să vină în platou la culisele statului paralel și împreună cu tine vor fi niște dezvăluiri senzaționale peste două ediții. Da, viața a făcut ca să-i împrietenesc pe domnii Harnage și Pacepa acum foarte mulți ani.
și au vorbit după aceea separat de, de relația cu mine. Da, mă rog, astea sunt... da. Deci, domnul Ursu povestește, dar povestește un punct de vedere al unei grupări, Caraman în cazul de față. Asta, de asta am și justificat Talpe faptul și a punctul de vedere al grupări. Dar e foarte bine că tu reușești absolut să aduci fiecare grupare, exact, chiar dacă ele sunt în război și astăzi între ele, să-i aduci să povestească aici niște lucruri. Fiindcă în felul acesta de ăștia care să știi că eu îi admir pe acești oameni pentru că au curajul să vorbească, spre deosebire de alții care țin capul nisip în continuare. Nu au curaj să iasă să vorbească. Vorbesc, eu ți-am spus, cred că aseară, cred că unii dintre ei văd și o, își văd și un rol politic acum. Sau, nu mă rog, cred. Sau domnul să dea Doru niște... Viorel Rusu nu mai are niciun fel de interes politic. Deci, eu, și asta e păcat. În interviul pe care l-am realizat am văzut un patriot care a făcut foarte multe lucruri pentru România și se uită acum cu îngrijorare la Anca, ce se bravo, întâmplă. Asta ne uităm toți. Adică nu cred că e unul la masa asta sau în România care nu se uită disperat de ce se întâmplă în România. Exact, cum face, mai e problemă. Exact la cuvântul patriotism mă gândeam. Pentru că, vedeți, acei ani, eu eram un tânăr ofițer naiv, dar entuziast în ceea ce privește nou drum al României, deși prima dată eu l-am văzut pe vremea lui Ceaușescu ca pe un nou drum al României să fie un glasnu și perestroica. După aceea m-am trezit brusc cu această deschidere totală spre o democrație. Și ok, mi-a plăcut. Aveam 30 de ani. Dar să știți că a fost extrem de, au fost extrem de dure momentele alea, lunile alea, mai ales 90, 91, 92. Noi de-abia prin 92 am început să fim în atenția altora și cu alții. Până în 92 noi am fost așa... Ați văzut că a punctat acest lucru domnul Doru Viorel Ursu, apropo de faptul că cei care spuneau că nu contăm, nu eram importanți, ulterior ne-au considerat parteneri strategici. Iar cât am fost între noi, cea mai contondentă stare era următoarea. Patriotismul. Și vă spun de ce. Și foștii comuniști și securiști, mă refer la cei mai conservatori, dacă vreți, în intimitatea lor, erau patrioți. Pentru că național-comunismul lui Ceaușescu a crescut un fel de patriotism așa zdravăn, da? Și cei care erau dincolo de astfel de gândire și de conservaturism erau patrioți în entuziasmul lor că România poate renaște și poate să fie ceva. Și acest... la ce ne-a folosit patriotismul ăsta? Și nu. Sunt curente. Toți aveau dreptul să fie patrioți. Da, dar... Vedeți, în voi vă aduceți aminte mai și mai ales tu că ai fost foarte atent la diferite nuanțe. Ca și jurnalist care aveai dintr-o dată libertatea să te uiți la toate lucrurile astea, eu eram ofițer în niște structuri. Ministerul de Interne, mă refer acum după 90, și Serviciul Român de Informații în construcția și reconstrucția sa, și era plină de patrioți, cum să spun eu, turați în ceea ce gândeau și în ceea ce vroiau. Și să știți că situația și lupta și... nu știu cum să zic, și dorința de a face bine era foarte dur și erau foarte contundente. Da, da, dorința de a face bine și lucrurile bune făcute în realitate e o distanță... Păi acum era vorba de viziuni, știi? Noi acum când viziune. Ne uităm înapoi, atunci se desfășoară lucrurile în ore, în zile, în ne minute. Ne uităm înapoi cu mânie. Se desfășurau în ore, în zile, în minute și noi eram noi între noi. Noi nu eram... Nici că ne-au luat americanii în brațe, nici că ne-au lăsat rușii. Atenție că poate cel mai important lucru din interviurile celor doi este să înțelegem că noi românii eram noi între noi în perioada aia, 90-91-92. Nu ne luaseră americanii și Occidentul în brațe, decât, mă rog, cu entuziasmul ăla, gavroșa revoluție, revoluția dură. După aceea aduceți-vă aminte ce repede ne-au închis granițe și pașaportul circulă, sigur, tot pe mâna năucelii noastre. Trebuie să luăm pauză. Realitatea aia eram. Noi trebuie să ne ducem domnule în acel Iacob, moment. Trebuie să luăm pauză de publicitate. Revenim cu partea a doua a interviului, imediat după pauză. Mm.
Noul Ford Puma, primul hibrid produs în România, acum la 14.850 de euro TVA inclus prin programul Rabla. În vremurile astea, porți multe pălării. O faci cu drag. Dar nu-i ușor. E chiar obositor. Meriți o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Stresul vă împiedică să dormiți? Reacționați cu Sedativ PC. Sedativ PC. Medicament homeopatic de la Boarum. Fără dependență, fără somnolență în timpul zilei, folosit în stările de anxietate și tulburările de somn. Boarum. Dacă ai o urgență, HelpNet are o soluție. Apuretin, probioticul creat de Secom și Cadermin sunt acum la ofertă. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. Vino la bine! Pentru un confort sporit acasă, familia ta are nevoie de centrala termică Motan. Acum cu 5 ani garanție. Cumpără acum o centrală Motan cu condensare și primești cadou un filtru antimagnetită. Promoție valabilă în limita stocurilor disponibile. La Profi ai reduceri pe bandă. Acum ai unt Proxy 65% grăsime, 200 de grame, la 2,99 lei. Profi. Zilnic, prețuri mici. O-Start. Complex de calciu, magneziu, zinc, seleniu și vitamina D3. Acum cu cană bonus. O-Start Complex. Pentru zile cu energie. În perioada 14-20 mai ai ceafă de porc dezosată la doar 15,49 lei kilogramul. Selgros, 20 de ani de pasiune. O armonie de parfumuri. Nou, Sano Maxima Pure Sensation. Balsam de rufe ultra concentrat cu parfum de lungă durată. Sano Maxima, o lume magică a parfumurilor. E vreo problemă? O rezolvă Sano. Vino cu voucherul tău la Altex și beneficiază de programul național Rabla pentru electrocasnice. Când cumperi și reciclezi, satisfacția e dublă. Tu ești mai câștigat, mediul e mai curat. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 302 litri No Frost Plus cu 1439,85 de lei, preț prin programul național Rabla, și mașină de spălat Gorenie 8 kg cu 986,9 lei, preț prin programul național Rabla. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. O să călătorim iar printre stele, dar până atunci, pentru că ne plac stelele, le-am strâns în Kaufland Card. Pune în coșul tău un produs fresh, strânge 5 stele în Kaufland Card digital, dacă ai doar fizic, fă-l digital și poți câștiga un voucher de 250 de lei. Sunt premii totale în valoare de 2 milioane de lei. Kaufland Card. Lucrurile bune vin ușor. Dimineața lasă totul deoparte și ia micul dejun în tihnă, cu telemeaua napolact cu gust domol, făcută cu lapte din inima Ardealului. Acum ai porția ideală pentru o masă. Napolact, așa cum se cuvine. Săptămâna aceasta, la Kaufland, proiectele tale prin viață cu My Project. Raft metalic la 99,99 lei, scară pliabilă la 89,99 lei și My Project salopetă de lucru la 54,99 lei. Kaufland. Senzație de arsură când urinezi? Oprește disconfortul urinar. Caută în farmacii cutia galbenă urinal acut cu 10 tablete pentru o cură completă. Revii rapid în formă cu doar o tabletă pe zi. Prin programul Rabla ai acum mai multe posibilități. Noul Tiguan e-Hybrid, la un preț recomandat de 29.880 euro TVA inclus. Volkswagen. La Penny întotdeauna vei găsi ceva care îți va aduce o mare bucurie. Cum ar fi produse de calitate la prețuri bune. Săptămâna asta la Penny găsești coliba ciobănașului, cașcaval Rucăr 500 de grame la doar 12,69 lei și Dalmair Prodomo, cafea măcinată 500 de grame la numai 16,99 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Rece sau cald? Flexi-mobil pentru dureri musculare și articulare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. O-Start. Complex de calciu, magneziu, zinc, seleniu și vitamina D3. Acum cu cană bonus. O-Start Complex. Pentru zile cu energie.
La Altex e simplu și rapid. Rezervă produsul dorit în magazin și noi ți-l livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Ia-ți cuptor încorporabil electric Beko cu 5 ani garanție și autocurățare catalitică la 1199,93 de lei și plită încorporabilă Beko cu 5 ani garanție și arzător Wok la 599,93 de lei. Altex. Livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Tot eu te rezolv. Țac, pac, țac, pac. Nailie, au ieșit perfect. Dacă vor ține ca și ceilalți pe care i-ai reparat, e super. Țac, pac. Noul adeziv pentru încălțăminte sport. Țac, pac. Secretul cizmarului. Așa, băieți. Diclofenac Fiterman și mișcare. Diclofenac Fiterman unguent. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Când prostata-ți joacă feste, ai la îndemână un ajutor. Prostamol 1. Cu doar o capsulă zilnic la aceeași oră, poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Prostamol 1. Ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel și vă invit să vedem partea a doua a interviului cu fostul ministru de interne, Doru Viorel Ursu. Vedem și ne întoarcem în platou pentru discuții.